plâng și asta e singurul leac pentru mine. De 32 de ani, Mihaela Șuteu Ferchel își plânge soțul pe Alexandru, ucis la Timișoara. Ea a scăpat ca prin minune. Soțul meu striga libertate, fraților, nu trageți în noi, suntem alături de voi. De pe tab s-a tras, el a căzut jos, eu m-am aplecat jos să văd ce s-a întâmplat, așa mi-a trecut glonțul pe după ureche. Cadavrele lui Alexandru și ale celorlalți martiri de la Timișoara au fost aduse la București între 18 și 20 decembrie și arse la crematoriu. Regimul comunist încerca să șteargă astfel urmele represiunii sângeroase din 17 decembrie. Dar Timișoara a rezistat presiunilor și fricii. În 20 decembrie 1989, muncitorii din fabrici s-au unit și au pornit în coloane spre Piața Operei, într-un gest de solidaritate fără precedent. Piața Operei a devenit neîncăpătoare pentru zecile de mii de oameni. Au cântat și s-au rugat împreună, iar revendicările citite de la balconul Operei aveau să devină puncte ale proclamației Frontului Democratic Român de la Timișoara. Am mers la Opera Română, unde a venit Frontul Democrat Român, așa zis, și s-a ocupat Opera Română. Chiar în 20 seara am ieșit, chiar la Consiliul Județean, nu-mi venea să cred. A venit cineva la mine, mulțime mult, a venit cineva la mine și mi-a dat un steag găurit. La 33 de ani distanță, sirenele au sunat la Timișoara pentru a reaminti tuturor că orașul a fost primul care s-a eliberat de comunism. Cel mai frumos moment din viața mea, mă aduce aminte ziua de 20 decembrie, atunci au intrat în această piață, pe toate străzile adiacente, aici au intrat toată Timișoara. Aici stau în curte cu garnizona, eram izolată peste tot, mi-era frică și de stradă și de curte și de tot. Am avut o teroare. Pe 21 decembrie 1989, revolta se extindea și în București. Regimul Ceaușescu își trăia ultimele zile.